Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu ghimbi. Iată-ne la această oră aici în studioul Capital TV, unde îl avem ca invitat pe domnul deputat Sălan, Viorel Sălan, deputat PSD. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bine v-am găsit și privitorii postului dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnule deputat, a început cam de două săptămâni și un pic activitatea în Parlamentul României. Ați mers și dumneavoastră, la un moment dat în luna ianuarie, colegi de-ai dumneavoastră îmi spuneau că își doresc să muncească, că ar fi vrut să fie chemați mai devreme. Mă rog, a început Parlamentul României să lucreze. Am văzut zilele acestea și câteva norme elaborate de către ei. Vom vorbi probabil pe parcursul acestor minute și despre aceasta. Numai că în Valea Jiului, da? Și cu asta aș vrea să începem, s-au întâmplat niște lucruri. Sunt mineri care au fost acolo în subteran, au fost ceva reprezentanți, cred că și prefectul a fost pe acolo. Situația nu este una dintre cele mai roz. Ba mai mult, la un moment dat, reprezentanții minerilor sau simpatizanții ai minerilor ne acuzau pe noi, cei din presă, că n-am fost acolo. Noi am trimis o echipă, urmează să vedem și imagini, nu în această emisiune, ci în știri, pentru că, așa cum am spus, Capital TV face televiziune pe bune. Cum puteți să comentați sau ce puteți să-mi spuneți dumneavoastră în calitate de deputat PSD și de Hunedoara despre situația din Valea Jiului, în speță de la Mina Lupeni? Da, așa este, este o situație destul de complexă la nivelul complexului energetic Hunedoara și, în primul rând, situația care este la exploatările minere din Valea Jiului, viabile, neviabile. Și iată că minerii sunt în cea de-a treia zi în care manifestă pentru drepturile lor, pentru drepturile lor care li se cuveneau, și în momentul de față avem 100 de mineri blocați la exploatarea minieră Lupeni, 145 la Livezeni, blocați în subteran, și circa 200 de mineri la suprafață la exploatarea minieră Lupeni. Spun că este regretabil în contextul în care acești oameni nu fac altceva decât să-și are drepturile lor. Drepturile lor care îi se cuveneau, salariile în lunar, în data de 15, respectiv 30, a fiecărei luni, aspectele care sunt legate de bunurile de masă, de asigurarea transportului, la și de la locul de muncă, sau pentru încălzire. Și aceste ultimele trei sunt restanțe. Sunt restanțe. Ori, din păcate, acest guvern ne-a obișnuit cu modul haotic în care iau decizii. De fapt, până în momentul de față, ei nu au terminat problemele de organizare, de împărțirea ciolanului.
pentru că vedem, caută să centralizeze totul. Și acestea sunt consecințele, ceea ce ne spunea președintele tuturor românilor în 2020, că anul acesta va curge lapte și miere, dacă în anul 2020 vom organiza toate alegerile. De ce? Pentru că știau ce se va întâmpla în acest an. Deși nu-i, aceasta e una din consecințe. Și ele vor mai fi. Păi și dacă știi ce se întâmplă în acest an, dacă știi că dacă mergi nu știu unde și există riscul să cazi și să te lovești, să te împiedici, nu cumva atunci când ajungi în locul acela unde s-ar putea să te împiedici, te uiți mai atent, dacă înțelegeți ce vreau să spun? Cum adică știau? Adică dumneavoastră încercați să-mi spuneți acum că eu asta înțeleg. Că dacă știau ce se va întâmpla, au prevăzut această situație. Adică ce e o situație... Păi nu e interesat decât să ajungă la guvernare. Fără să raționeze că nu numai trebuie să împarți funcțiile, trebuie să gestionezi și problemele majore ale țării, care de fapt este o problemă de competență. Deci ei știau ce va veni în acest an, dar iată că nu sunt capabili să gestioneze aceste probleme. Nu sunt capabili prin ceea ce fac și uitați-vă numai departe că ele o să fie în cascadă. Da, care este de fapt problema acolo din punctul dumneavoastră de vedere? Spuneți că oamenii nu și-au primit banii. Cine trebuia să dea banii ăștia? Nu complexul energetic? Era sub această... Care complex, e în faliment sau în ce? Complexul este în subordinea directă a Ministerului Energiei. Așa. Dar vedeți dumneavoastră că Virgil Popescu cu Năsui, pentru că au șindat, nu le mai ajungeau funcțiile. Și fostul Minister al Economiei l-au șindat în două. Așa, într-o parte e Ministerul Energiei și în partea cealaltă Ministerul Economiei. Unul de la PNL, unul de la USR. Și în momentul de față știți că ei nu au finalizat de împărțit ministerul? Deci toate componentele... Adică oamenii ăștia stau acolo în subteran. Stau în subteran și nu știu care aripă din minister trebuie să decidă asupra soartei lor. Nu, acum de soarta cehului trebuie decisă de Ministerul Energiei. Iar ministrul Virgil Popescu cunoaște foarte bine acest aspect. Dar uite că noi așteptăm să producă efecte ca într-adevăr să iau unele ce măsuri. Dar de ce că ministrul ăsta cunoaște foarte bine acest aspect? Că eu l-am văzut într-un interviu la Digi24, cred că acolo era, și cred că el era, în care se mira ca prostul, să-mi fie cu iertare exprimarea, că factura la energie electrică vine la unii consumatori pe bază de estimare. Și el îmi spunea că în anul 2021, pe funcția de ministru, că a descoperit el care o locuință unde nu locuiești, unde nu stă și i-a venit factura cu estimare. Și i s-a părut lucrul ăsta o enormitate. Păi da, ăștia din Ministerul Energiei abia acum știu că cei care facturează energia, dacă nu trimiți indexul, îți fac estimări. Abia acum, în condițiile în care Comisia Europeană, europenii ne trag de urech, băi, vedeți că se fură ca în Codru acolo la voi cu energia electrică și cu facturile și cu toate astea. Abia acum ministrul ăsta știa lucrul ăsta. Noastră știați că factura vine pe estimare? Vreau să vă spun că mai mult decât ce a spus dumneavoastră, numai timpul nu ne permite. Așa, temele sunt foarte multe și foarte importante. Nu, asta mi-a venit acum, în timp ce mi-a spus de ministru. Și o să vă propun ca temă într-o următoare emisiune. Asta vă propun eu. Chiar am primit o sesizare de la un cetățean, chiar ieri, cu privire la calculul. Calculul contravalorii consumului de kilovați. Și să vedeți dumneavoastră în ce constă și da acolo. Domnul deputat, eu știu în ce 0,0 nu știu cât, ori nu știu câți kilowatt. Două secunde. Dumneavoastră plătiți energie electrică? Categorică, orice cetățean. Și vă convine cât plătiți pe factură? Cât plătiți dumneavoastră, de exemplu, acasă energie electrică? Păi e o sumă destul de mare. Cât? Care aproximativ, sunt. Între cât și cât? Undeva 250-300. Păi dumneavoastră plătiți mai puțin ca mine, că eu plătesc o dată la două luni ca și consumator casnic vreo 1000 de lei. Deci asta aici, că nu stau mult. Nu aici, acasă. În eu partea cealaltă. Acasă. Vă cred, foarte așa din este. Care, da. Din care jumătate este energie electrică, jumătate. Deci eu consum de vreo 400 de lei. Jumătate este energie electrică și restul sunt alte taxe, certificate, intrat în sistem, ieșit din sistem, tot felul de prostii. Dumneavoastră, ca deputați, nu puteți reglementa lucrul ăsta? Nu, cert este printr-o că lege. Se impun anumite modificări făcute la legea în vigoare. Eu, în momentul de față, chiar studiez și această problemă
legate, pentru că nu mi se pare logic. Sunt, vă spuneam, anumite situații care sunt de-a dreptul frapante. Cum un cetățean de rând să poată să-și calculeze el ca să știe către ce furnizor de energie electrică se îndreaptă sau nu. Sunt date de asemenea manieră încât să nu cunoști ce ai de făcut. Păi, n-ai cum să cunoști. Dar revenind la... Să revenim la mineri. La problema noastră, eu vreau să vă spun că la nivelul parlamentarilor Partidului Social Democrat din Hunedoara suntem solidari cu acești oameni, cei care în momentul de față manifestă pentru drepturile lor legale, dar și familiile lor care au de suferit, pentru că eu sunt convins acest guvern trebuie să treacă urgent dacă au dorit guvernarea țării partidele perdante în alegeri, acum să gestioneze treburile țării. Să gestioneze treburile țării și mai ales când este vorba de viața oamenilor, aici nu avem jumătăți de măsură. Și vom face toate diligențele și la nivelul nostru și vreau să vă spun, chiar la începutul săptămânii viitoare voi avea o declarație politică pe această temă vis-a-vis de situația destul de gravă în care se află mineritul, dar și locuitorii Văijiului. Da, ați fost acolo? Nu pot să nu vă întreb lucrul ăsta. Nu am ajuns încă, este colegul nostru acolo, Cristi Rezmeriță, senatorul Cristi Rezmeriță, și noi categoric suntem alături de locuitorii Văijiului. Dar mă întrebi și noastră. Da, categoric o să căutăm soluții, în primul rând... Doamne, mergeți și dumneavoastră, mergeți, intrați acolo în mină, vreau să, să vedeți cum e. Vreau să vă spun că eu cunosc chiar foarte bine problema. Da, gândiți-vă, din 1994 până în 2015 am fost comandantul jandarmeriei în județ și cunosc toate greutățile mineritului și acestor oameni din Valea Jiului. Așa, le cunosc unde sunt fiecare exploatare mineră. Păi da, dar faptul că ați merge acolo să fiți lângă ei, să le arătați sprijinul, poate că ar însemna ceva. Da, iată, însă și, deci nu numai a fi prezent acolo, ci și prin ceea ce poți să faci pentru ei. Înțeles. Și iată, am comunicat-o și prin intermediul postului dumneavoastră, că suntem solidari cu minerii din Valea Jiului. Și e cât se poate de corect și de concret. Deci personal voi lua legătura cu senatorul Rezmeriță și dacă tot este acolo, o să-l rog, mă rog, să vorbească cu cine trebuie. Eu vreau să intru în subteran lângă mine. Vreau să filmez acolo. Dar să nu faceți imprudența care au făcut-o alții reprezentanți ai județului. Ce, să fumez în mină? A zis-o dumneavoastră, n-am zis-o eu. Nu, chiar da. Nu. Adică trebuie rezolvate problemele oamenilor. Nu pentru poză. Pe mine nu mă caracterizează. Păi, să aveți impresia că mă pot duce acolo pentru poză? Nu, să faceți poze. Da. Nu, nu, să lăm. Da. Nu mă provocați, că da. Nu e ok. Adică eu nu mă duc să fac poze cu mineri. Eu mă duc să văd care sunt problemele lor. Așa este. Realmente. Pentru că nu știu dacă a intrat vreo televiziune până acum, că, așa cum a spus, era acuzată presa că nu bagă în seamă chestia asta sau, din potrivă, că o minimizează. Nu, eu ce știu că mass media, prin imparțialitatea de care a dat și trebuie să dea dovadă, prezintă într-un mod realist problemele, nu numai ale mineritului, ci și a celorlalte segmente ale activității în județul nostru și nu numai, astfel încât și acolo unde sunt unele aspecte, prin intermediul dumneavoastră a putut să fie rezolvate multe probleme. Cum se poate rezolva soluția oamenilor ăsta? Păi, nu uitați că la nivelul Partidului Social Democrat noi am avut un program de relansare pentru Valea Jiului, care era deja stabilit în mod etapizat și cu acordul Uniunii Europene, a Comisiei Europene. Nu trebuia să facă altceva actualii guvernanți decât pas cu pas să desfășoare activitățile în continuare. Ori în momentul de față ei au o altă concepție cu privire la, probabil, la minerit și cu privire la producerea energiei în România. Deci, cu alte cuvinte, nu păi vedem, se poate rezolva decât dacă se dorește rezolvarea. Păi vedem minerii, vedem așa că sunt în grevă. De ce? Că merge treaba bine? Eu zic că nu. Bun.
Aceasta este așadar, la această oră la care facem această emisiune, situația în Valea Jiului nu este una foarte roz, adică nu e roz deloc. Mergem mai departe cu emisiunea, pentru că aș vrea să discutăm și alte aspecte. Dumneavoastră faceți parte din Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Sună așa un pic pompos, ca să spun, dar cred că ea cuprinde cu exactitate ceea ce spune că este. Ce activitate ați avut în aceste două săptămâni în această comisie? Vreau să vă spun că înainte de a începe activitatea comisiei, cum spuneați dumneavoastră, da, chiar parlamentarii Partidului Social Democrat ne-am oferit disponibilitatea să începem mai repede activitatea și vreau să vă spun că până la reluarea activității parlamentare am studiat cu multă atenție activitățile specifice la nivelul acestei Comisii de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională din Camera Deputaților și în primul rând m-a interesat modul cum este organizată, având și experiența din mandatul anterior din Senatul României, din Comisia Specifică de Ordine, Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională și am constatat că această comisie nu are un regulament de organizare și funcționare. Bineînțeles că am sesizat colegii să luăm în dezbatere cât mai repede proiecția regulamentului pentru a fi în concordanță cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Deputaților, care stipulează că fiecare comisie trebuie să aibă un regulament propriu pe care îl supune avizării Comisiei de Regulament, respectiv biroului permanent al Camerei Deputaților. Și în momentul de față mă bucur că a fost găsită înțelegerea necesară și deja s-a făcut un draft de proiect, iar eu chiar personal am venit cu un nou proiect de regulament văzându-l pe cel transmis de staful tehnic că nu este suficient. Aceasta ar fi o problemă de organizare. Totodată, o a doua constatare și vreau să menționez conducerea comisiei aparține Partidului Național Liberal și bineînțeles că majoritatea în comisie este actuala alianță de guvernare conjuncturală PNL, USR și UDMR. Vreau să vă spun că un alt aspect care l-am sesizat este acela referitor la cele două ministere de forță, respectiv Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne, pe diferite proiecte de lege pe care le promovează actualul guvern, nu cam se sincronizează. Nu cam se pun la masă în momentul în care sunt proiecte de lege din partea guvernului care pot să aibă implicații asupra tuturor componentelor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională. Apoi mă întrebați dumneavoastră cam ce proiecte am discutat. Păi ce proiecte să discutăm? Din cele care au aparținut Partidului Socialist Social-Democrat? Socialist sau social? Partidului Social-Democrat în contextul în care din vechea legislatură cam directiva este aceea să fie respinsă. Iar în contradicție cu aceasta sunt ordonanțele de urgență ale Guvernului care au trecut în mod tacit de prima cameră sesizată în principal de Senatul României, Camera Deputaților fiind cameră decizională și vreau să vă spun că nu mi-au dat posibilitatea să mi ofer disponibilitatea față de aceste ordonanțe niciunul din proiecte până în momentul de față. Și când zic aceasta, mă refer în primul rând la acuratețea din punct de vedere legislativ a acestor proiecte, care au avut foarte multe vicii de conținut, chiar cu multe observații din partea Consiliului Legislativ,
Și vreau să vă spun că le-am scos în evidență de fiecare dată aceste lucruri și dacă ar fi să mă refer numai la câteva, ordonanța de urgență 180 cu privire la concediile și indemnizațiile în perioada aceasta a pandemiei. Sunt multe aspecte care nu conferă medicului de familie și nu procedurează perioada în care se depun documentele juridice. Ordonanța 197 din 2020 cu privire la implicarea medicilor rezidenți și a medicilor cu o altă specializare așa în problemele apărute pe COVID. Și aici sunt unele încălcări flagrante ale Constituției României în ordonanța aceasta, eu le-am scos în evidență, fiind vorba de încălcarea prevederilor articolului 41 alin 1 cu privire la consimțământul persoanelor, deci fără acceptul persoanelor, sau, ce să vă mai spun, de ordonanța 179 cu privire la menținerea în activitate a personalului încadrat fără concurs, chiar din segmentul de apărare ordine publică, și chiar îi întrebam pe reprezentanții celor două ministere, odată ce i-au încadrat fără concurs, cum o să-i treacă în rezervă? Atâta timp cât acești oameni au deja intră sub incidența legii 80 privind statutul cadrului militar odată ce au fost angajați. Cum o să-i treacă în rezervă? Pentru că această ordonanță prevede că activitatea lor va înceta în 30 de zile după terminarea perioadei de pandemie. Iar în această săptămână am luat în dezbatere un proiect pentru modificarea legii 270 din 2015, statutul rezerviștilor voluntari. Mie mi-a, de la început, chiar am sesizat pe cei îndrept că sună cam nu în modul cel mai plăcut, rezervist voluntar. Așadar, această categorie trebuia să vină să acopere vidul creat în urma situației după 1990, când serviciul militar nu mai este obligatoriu pentru completarea deficitului de personal, cu atribuții în special în situații excepționale, în situații de, în special de urgență sau război. Ori și aici am constatat o serie de nereguli și am adresat câteva întrebări reprezentantului Ministerului Apărării, pentru că, iată, intrat în vigoare cu 5 ani în urmă și suntem nevoi să o modificăm. Ca de altfel, acest aspect am căutat și din punct de vedere general să scot în evidență în fața colegilor din comisie că procesul de legiferare nu este neapărat cel mai important pentru noi cantitatea, ci calitatea actelor normative care sunt elaborate în Parlamentul României. Și de aceea ele trebuie să, în momentul în care au intrat în vigoare, într-adevăr să producă efecte benefice. Tot la capitolul normativ, ca să fie o continuitate așa, vreau să scoatem în evidență unele aspecte legate de punerea în aplicare a ordonanței 115 din 2020. Despre asta aș vrea să vorbim, da? Domnule Sălan, în partea a doua a emisiunii, pentru că acum trebuie să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu Capital TV.